Cafeaua face parte din rutina de zi cu zi a multor oameni, indiferent dacă este savurată dimineața pentru a furniza energie sau după amiaza, după prânz. Pentru majoritatea oamenilor, o ceașcă fierbinte de cafea este o plăcere reconfortantă și aromată. Mai mult decât atât, studiile recente asociază cafeaua cu mai multe beneficii pentru sănătate, printre care se numără și un risc scăzut de moarte timpurie conform site-ului reginamaria.ro. Cafeina stimulează sistemul nervos să trimită semnale către celulele de grăsime pentru a descompune grăsimea corporală în acizi grași liberi care furnizează energie organismului. De asemenea, conține nutrienți importanți și reduce riscul de boli neurologice, de cancer, de depresie și te face mai fericit. Însă, prea multă cafeină, peste 300 de miligrame pe zi, Zi. poate duce la insomnie, nervozitate și palpitații cardiace. În plus, cafeina consumată după prânz poate perturba somnul. Prea multă poate crește valorile tensiunii arteriale. Este bună este că efectele negative ale cafeinei dispar atunci când aceasta este eliminată din dietă. Cafeaua mai conține și o serie de substanțe uleioase care odată ingerate cresc riscul de bol de inimă. Cafeaua devine nu atunci când este consumată împreună cu lapte condensat și zahăr. Acestea cresc aportul de calorii, nivelul de grăsimi saturate din organism și cantitatea de zahăr din sânge, favorizând astfel creșterea în greutate. Sfatul specialiștilor este să nu bei mai mult de 5 cești de cafea pe zi pentru a te bucura de beneficiile sale pentru sănătate. Cafeaua provine din semințele sau bobele extrase din fructele arborelui de cafea cafea, care se aseamănă cu cireșele. Atunci când torni apă fierbinte peste aceste boabe uscate, prăjite și măcinate, vei obține băutura aromată atât de apreciată de milioane de oameni la nivel mondial. Boabele de cafea nu sunt numai gustoase, ele conțin și cantității mici de magneziu, potasiu și niacină. Evident, conțin cafeină, care poate reduce oboseala și poate îmbunătăți vigilența și capacitatea de concentrare, relatează Regina Maria.ro.